Bun găsit, doamnelor și domnilor! Mă aflu cu Nea Marcel aici. O, Doamne, e o senzație cu totul aparte. Trebuie să vă spun, Nea Marcel, că simt puterea unui maestru. Și asta este poate un cuvânt, cum să zic, care nu am acoperit. Nu prea îl spune maestru. Apropo de Nea Petrachețu, despre care vorbeam înainte, da. Zic, domnule, să-ți zic maestru, da. Dar ce mai eu, țigan? Păi zic, cum să zic? Zi-mă Nea Petrache, cum să zic? Petre Țuțea, spunându-i dumneavoastră lui Petre Țuțea, Nea Petrache. Da. E o imagine fantastică. Se potriveau luminile și le mulțumesc colegilor și echipei, ca de obicei, pentru că pun mult suflet în această amenajare. Și spuneați că seamănă un pic cu interogatoriu aici. Și eu vă pun întrebări. Da. Profit și de lumina respectivă, de ambianță, de tot, da. Și de lumină, că de asta ți-am spus și la anchetă să profita de chestia asta, apropo de propria noastră experiență, adică a mea și a celor care au trecut prin ea. Lumina face foarte mult, să scoți din om ceea ce vrea foarte greu să... Dom'le, suntem un... ca într-o, mă rog... experiență mistică, suntem un depozit de lucruri pe care, da. Ne vine tare greu să le scoatem la suprafață. Da. În care ancheta atunci, pentru chestiile sociale, sigur, și de mai de suprafață, te silea să le scoți. Da. E, am trecut și de faza asta pe parcursul vremii și atunci am văzut că trebuie să scoatem în noi înșine o serie de lucruri de care ne frică, ne jenă, de-aia, apropo de mărturisirile, mă rog, care în ortodoxie se folosesc pentru a degaja sufletul de o povară, da. De care foarte greu se scapă și, de obicei, cine știe dacă fără ajutorul lui Dumnezeu se poate scăpa sau nu. Nea Marcel. Nea Marcel Petrișor. Nu, fără, nu, Nea Marcel. Nea Marcel. Ați fost condamnat la moarte la un moment dat. Da, bun, în primă instanță. Haideți să o luăm din 52. Din 52 ați fost... În 52 eram student la... Așa, ca să... Pe scurt. În 52 eram student la filozofie aici, la București. Dădusem unui... legionar, prieten care fugise de la Cluj să nu-l aresteze pe 18 mai, cum se zice atunci. Eu l-am adăpostit acasă, eram și un fel de rude și cunoscut și ulterior, după un periplu foarte complicat, am ajuns amândoi la București, eu mutat cu facultatea, el ascunzându-se aici, și la... odată mi-am dat cartela mea de masă să mânci, da. Aici la o cantină la care mâncam. Cartela cu care a fost ulterior arestat și după aceea, depistându-mă pe mine, mă rog, trebuia să dau și o socoteală la anchetă de ce l-am ajutat, de ce a fost, cum a fost. Și așa am început să fac pușcăria asta, începând cu ancheta respectivă, până când mi s-a dat sentința. Trecuseră aproape 2 ani de zile și pentru omisiune de denunț și favorizare de infractor mi-au dat
un an și jumătate. Prevederile erau atunci că, deși terminată pedeapsa juridic dată, mai stătea, în așa zisă, prevedere administrativă la dispoziția securității ca să te elibereze când vrea. Mă rog, a mai durat câțiva ani, în 55 a fost o amnestie și în 56 am reușit să ies. N-am stat mult, m-am dus la minister, zic, hai să-mi termin facultatea și lăsa. Săracul Murgulescu, Dumnezeu să-l ierte, a zis, domnule, nu poți la filozofie, zice, treci la litere. Am pus să dau diferențe și vine Ungaria. Ungaria, când se întâmplă ce se întâmplă, noi suntem arestați și altă poveste, deja încadrați la crimă împotriva securității statului, care prevedea o pedeapsă, nici n-am știut ce pedeapsă prevedea până când mi-a spus procurorul. Articolul 101, articolul 1 din lege prevedea pedeapsa cu moartea. Vorba unui anchetator, te-am îmbrăcat în pardesiu de scânduri. Am zis și eu în sinea mea, doamne, omul de scânduri, da. Da, așa se vorbea, nu? Da. Culmea că procurorul care ne, mă rog, venise să supravegheze după ce se termina ancheta, zice, era unul cu chipiu așa, stătea să-mi zic, mă uit mai bine la el, zic, ăsta e prietenul meu, când cămin, stătusem, când făcusem filozofia, stătusem la Matei Basarab cu unul care făcea dreptul, care îl văd acum procuror. Fostul dumneavoastră vecin, da, coleg de acolo? Vecin de pat, cum să zic. De pat, da. Și el săracul speriat că era la ce, dar procuror totuși, nu? Da. Și zice, am venit aici, zice, să vă cer declarație dacă le recunoașteți. Și eu zic, cum să le recunosc? Zice, nu mă interesează, sau zice, ce vreți să spuneți, puteți să spuneți că eu primesc. Da, păi zic, să știi că le neg. Da, de ce ați fost să zic, uite, și atunci m-am întors cu spatele și cu unghiile și cu nu știu mai ce, zic, n-a fost așa cam de bună voie. E, așa e la securitate, ce să faci? Bătut și... Bătut, da. Bun, da. Ne-a condamnat atunci lotul ăsta la moarte pe vreo 3, prin care și Andronescu, care a mai avut... Andronescu, numai trei condamnați la moarte atunci? Numai, din... da. Dar, la recurs... Cine era al treilea, mai țineți minte? Grama. Grama, Andronescu și cu mine. Și neapărmă ne-a mutat... Da, până să vă mute? Până să mute, m-au trecut toate spăimurile. Cât a durat așteptarea, păi, aceasta? Din mai până în noiembrie, câteva luni. Din mai până în noiembrie știați că o să... Că suntem încadrați la moarte. Nu. Și oricând putea veni cu aplicarea sentinței sau cum? Spre deosebire de ce se întâmplă când se pronunță o sentință de asta, fără drept de recurs. La noi era drept de recurs. Și omul mai are o speranță. Nu? Chiar dacă n-am fi avut drept răspuns, mai ai o speranță. Cum era atunci, era grațierea Marii Adunări Naționale. Da. Și chiar dacă Marea Adunare Națională zicea nu și te lua din ăsta, omul așa-i făcut din contactul cu cei care au trecut prin asta, împre tot mai speră că în ultima instanță poate să întâmple vreo minune. Da, Marcel, cum a stăruit acea perioadă, apropo de cunoașterea interioară, să știi că e perspectivă rând, unică asupra... În primul rând îți dispare moții. Orice poftă de, cum să zic, și un fel de vezi viața în niște detalii, viața trecută sau petrecută până atunci, niște detalii care te uimesc. Nici nu știai că ai acumulat astfel de lucruri în tinea ta. Capătă valoare, detaliu, îl simți, îl trăiești. Cum să nu? Vezi niște chestii care nu te-ai fi gândit să le fi reținut, dar ies la suprafață. Da. Și în ultima instanță și întrebarea, vai, ce o să fie după chestia asta? E marea întrebare. Și aici să convertesc toți, chiar dacă numai până la aș pune întrebarea, să recunoască că, mă, o fi și acolo ceva. Și dacă o fi, cum să zic, vai de capul nostru. Știi, mulți dintre ăștia mai școliți
în experiența de la Pitești, sub pat, doi torturați se spuneau, zice, domnule, zicem noi că nu e Dumnezeu, zice, sub bâtă să nu știu. Mă, dar dacă o fi și ne prezentăm în fața lui, ce ne facem? Vezi, astea nu sunt povești, sunt lucruri. Se seamănă cu pariul lui Pascal, dacă e. Exact, de asta am vrut să spun. Ăștia erau țărani simpli. Țărani simpli? Nu citiseră Pascal. Nu citiseră Pascal. Și ce facem dacă este și noi l-am negat? Aici, mă rog, comparația cu Pascal. Dacă este și îl adulăm, ferice de noi. Dacă nu este și îl ponegrim, tot nu se întâmplă nimic. Dar dacă este și îl ponegrim, vai de noi. Astea sunt termenii pe care Pascal, Dumnezeu știe în ce circunstanță, acolo la Paris. V-a îmbogățit foarte tare sub aspectul cunoașterii de dumneavoastră înși, Vănea Marcel, tot ceea ce ați trăit. O valoare fantastică, un registru de întâmplări și de întâlniri deosebit. Dați-mi voie să vă rog să evocăm puțin ce, apropo de detaliu, și ce înseamnă, de exemplu, în condițiile în care ai nevoie, acum să vorbim de necesitățile fundamentale, să faci pipi, că e uman și nu poți să faci pipi. Spuneați, ne puteți evoca puțin, chiar dacă nu e derizoriu, cred că e important. Dacă, în general, necesitățile fiziologice legate de primele instincte, cel de conservare, ce. În situațiile respective de anchetă și cum s-a redus, necesitățile fiziologice pe care trebuie să ți le faci. Sigur că la astea sunt supuși, cum spun, o gamă întreagă de oameni. Eram într-o celulă, 6 inși. Eu, mă rog, la vârsta de 22 de ani, cu o serie de teorii învățate la facultate, alături era Victor Gomoiu, profesor de oculistică, fost ministru sănătății sub nu știu ce guvern burghez, și obligat să facem pipi și să și mâncăm și să ne și scoate la vece. E, mulțimea fiind în arestul respectiv, trecând de un anumit număr pe care îl puteau supraveghea supraveghetorii, care însă îi făcea pe ăștia să nu ne poată scoate la vece decât de două ori pe zi. Da? Pentru bătrâni trebuia de mai multe ori și atunci ni s-a dat niște olițe de un kilogram jumate. Kilogram jumate de oliță la 6 oameni care aveau nevoie să facă pipi bun. Și le gradasem în interior ca să fie partajul, să nu facă unul mai mult decât celălalt. Era așa niște liniuțe, le străseam. Și când făceam pipi în oliță, toți se uitau, suspectându-se unul pe altul că ar fi fost dispus să treacă de degradație. Da. Cine face atunci o concesie ca să-l dai voie ca bătrânului de lângă tine, care are necesități săracul mai mari decât tine în situația respectivă, să facă? Aici vezi cât e de generos om și cât e de supus necesității de a face lucrul ăsta, adică de a suporta oprobiu tuturor pentru, necesitate și generozitate. În ce context? În contextul unei anchete în care oamenii erau blocați într-un regim așa, ca să zicem, mistic. Nu? Că totuși era vorba de o mistică aici, privind lucrurile din alt punct de vedere, adică, și transcendental. Și în ce sens? Ne spuneți un pic aici mai mult. Păi, îți închipui. Ți-e milă de celălalt, nu faci tu pipi, nu faci tu tânăr. Tânăr, care puteai ai corpul încă bun, da? Bun. Dar erau și tineri în jur care nu vreau să facă chestiunea asta. Da. Sau poate erau și tarați de niște imperative de-astea fiziologice, care îi făcea să nu fie dispus să cedeze celuilalt. De aici discuții. Da. Discuțiile care cad în fel de ridicol. Da.
Ulița se punea, ca să nu se fie înclinată într-o parte sau alta, se punea pe o suprafață. Da. Pe podea, când o pui, acolo era asta. Dar cum îl faci pe bătrân să îngenuncheze, să se apropie, să facă pipi? Hai să zicem că, vorba zis, nu acolo. Să o punem pe un pat, pe o pătură să ăsta. Pătură, pe urmă, era pregătită să fie aranjată, să nu cumva să se încline o alea în favoarea celui ăsta. Bun. Neam Marcel, râdeți acum, zâmbiți vis-a-vis. Sigur că cei de necaz e și de râs. Și dacă n-ai umor în condițiile astea, pieri sau te revolți sau te nărui. Sigur că poate fi o năruire pentru moment. Îți aduci aminte de acum, mi-aduc eu aminte de asta și de câte ori fac pipi. Acum, la vârsta asta, boșoroc cum sunt, mă gândesc, bă, ce grozavă e, domnule, că pot face pipi fără să mă uit la linia pe care să o depășesc. Și ce ticălos am fost că nu l-am lăsat pe de altă parte, altă dată cu alt pipi, că nu l-am lăsat pe bătrânul cu tare să facă și pentru gradația mea, adică și pentru spațiul meu să-l folosesc. Da, vă acuzați, deși nu s-a putut, nu se poate, vorbeam de limitele noastre. Băi, să te acuz. Și te acuz, când nu te acuz pe tine, l-acuz pe ălalalt. Da, deci uite ăla ce ticălos a fost. Dar tu uiți că și tu ai făcut același lucru. Da. Sau, dacă n-ai făcut același lucru și ai fost generos, îți zice iară mândru de tine. Băi, ce grozav am fost. Eu am fost în stare, dar ăla n-a fost în stare. Legat de generozitate, Neam Marcel, ați fost salvat bolnav fiind. Da. Ne spuneți cum a fost și cu pâinea care a fost dată dumneavoastră și cu părintele Calciu. Da. Eram în celula asta. Celula era un fel de cavou în care vreau să ne îngroape, într-adevăr, pe toți. În zidurile alea Legilave o amenajaseră special din beton pentru noi eram. Vezi și asta. Ei ziceau că vom muri acolo și, într-adevăr, când ne-a băgat 16 inși, în primele 6 săptămâni au murit 6 inși. Fiindcă în fiecare celulă de 4 inși băgase câte un om care era bolnav de tuberculoză, care murea, timp în care, murind, infecta și pe ceilalți. Deci așa eram sortiți să murim. Bun, a murit prietenul meu din celulă, Oprișan Constantin, și după aceea o dizinterie sau, mă rog, nu știu ce, m-a cuprins și pe mine. Am ajuns când hârtie de WC nu era acolo și prietenul meu, Calciu Gheorghe, care era și el acolo, după ce trecuse prin experiența Piteștiului, mă spăla la fund cu apa lui de băut. Știi ce generozitate chestia? Și mai și nu se enerva. Aștepta până când seara ne scotea și cu tineta și cu asta. Mai mult, a făcut o grevă a foamei împreună cu celălalt, cu Iosif, care măsese, ca să-l întâlnească pe un doctor, să vină, că nu venea doctor acolo, un an de zile n-am avut, 4 ani cât am stat, n-am avut decât o singură dată când a venit la o grevă a foamei pe care a făcut-o Calciu. Bun. A venit și ăla întâmplător fusese coleg de facultate cu Calciu. Coleg de facultate? Coleg de facultate, el era medic, săracul Panaita, și a ajuns și el în închisoare și a murit în închisoare. Dar atunci când a fost doctor și a venit unde la noi, în capul cavourilor ăsta unde era, Calciu i-a spus, zice, domnule, nu mă întreba, ai ceva, 2 pastile de tetraciclină. Mă rog, un antibiotic, că moare unul în celulă noi. Și ăla s-a scotocit, l-a trimis pe paznic să-i aducă stetoscopul ca să nu vadă chestia asta. I-a dat 2 filule de streptomicină pe care le-a pus aici. Da. Le-a băgat în celulă și mi-a făcut clismă cu ele. Și așa am scăpat. Și după aceea, primeam 150 de grame sau 150 de grame de pâine de 2 ori pe săptămână, restul turdoi, mălaie, de la un fel de mămăligă prăjită. Și mi-a dat 8 luni de zile bucata lui de pâine ca să mă întremez după ce la mine s-a putut că am fost tânăr și am rezistat și ia că așa ajung.
Arunsesem de 40 de kilograme. Adică imagini de alea, cum erau și la Auschwitz și numai că acolo erau unii, aici, mă rog, eram noi alții și așa am scăpat. Deci, și mai era și ăsta, Calciu, săracu, avea tuberculoză ganglionară și avea capul ca o pară cu codița în sus, că erau umflați ganglioni aici. În codițile astea să vezi că cineva îți dă de la tine. E un lucru grozav. După aia și-a tăiat vinele și l-a scurs sângele în gamelă ca să-i dea limfă, să bea oprișan, doar îl mai ține în viață. Da. Astea sunt niște acte așa, acte cum să zic, de nedescris. Cu ocazia asta însă am văzut și eu ce poate altul și nu pot eu. Nu? Sau de ce generozitate este în stare un om într-un anumit moment? Poate că altă dată nu. Tot la referitor la experiența asta de viață, că asta e din perioada Jilavei, era bătaia cu 25 la fund. Da. Ei, primul care a fost bătut în celula aia, sigur că era zi de bătaie, când trebuia să fie bătuți. Ziua de bătaie. Ziua de bătaie, pentru că toate regulamentele călcate cu rapoartele respective se strângeau pentru ziua aia. Și nu putea să bată în fiecare zi și la câteva luni de zile se strângeau. Dar și se strângeau cum, așa de cum multe. Cum se bătea? Cu ce se bătea la fund? Cu două furtunuri, umplute cu nisip, legate la cap cu ăsta, și doi inși băteau la fund, te dezbrăca. Se bătea totuși, era bătaie oficială, însă destul de greu de suportat. Te dezbrăca de pantalon, cămașa se ridica, nu voi mai sus de fese, și până la genunchi. Se punea un cerceaf, când îl vedeai, când intrai în camera aia unde te punea pe un pat de fier, pe o rogojină și pe urmă te dezbrăca și spunea cerceaful ăsta ud de sânge pe fund și peste el dădeau. Patul te țineau de cap, de mâini, de nu știu mai ce, de picioare și doi dădeau ca la nicovală. Pac, 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 pac. Asista doctorul, asista sau sanitarul, că nu era totdeauna doctor în ăsta. Și când era zi de bătaie, îți închipui, nu știai al câtelea ești bătut, dar ăștia duhneau ațuică, pentru că nici ei nu puteau nu, să suporte. Nu suport. Nu? Și începeau loviturile, le număra. Bătrâni care erau, dacă leșinau, spunea, zice, domnule, ai leșinat la patru, îl trezea și spunea, te duci în celulă, dar bagă de seamă că mai ai, data viitoare când va fi zi de bătaie, mai ai, să zicem, 20 de lovituri de primit. Și dacă mai faci ceva neregulă, dar cele 20 se mai adaugă încă 25. Îți închipui cu ce perspectivă mergea omul, dacă se mai putea gândi și la chestia asta. Și unii se gândeau, alții nu se gândeau. Noi care eram tineri și care am fost Calciu, de pildă, atunci s-a dus și zice, domnule, mi-a dat 25, de eu până la 13 n-am scos un sunet. Zic, mie mi-a venit rândul și când mă bătea și pe mine, zic să țin și eu, cel puțin până la 13, ce ăsta ține mai mult ca mine. N-am putut până la 8. Așa mi-am văzut capacitatea de rezistență la bătaia. După mine vine Iosif, unul care era în celulă. La ăsta l-au bătut, s-a desfăcut un furtun din ăla cu o sârmă și a și smuls așa o bucată din fund. Vai, și el zice, după ce vine în celulă și roind așa de sânge, zice, cum ați ținut voi, mă, până la 13? Că mie după a doua, zice, am șuierat ca o locomotivă. Dar mie mi-a și smuls o bucată din asta. Bun, a trecut chestiunea asta. Îți închipui, teoretic nu era voie să stăm lungiți pe pat, să stăm, trebuia să stai în poziția asta cu ăsta. Și pândeam la ușă, că totuși, în timp ce paznicul trecea pe la ușă ca să verifice dacă dormim sau nu dormim. Și ne-am ajutat unul pe alții, așa, și începusem să ne vindecăm fundul. Și
La un moment dat zice Carciu, bă, zice, eu simt că e primăvară pe fundul meu. Primăvară pe fundul. Pentru că mugurez vasele respective și o să sunt de mâncărime, zice. De data asta, zice, nu trebuie să mai îmi sufli peste ren, zice, mângăi-mă, zice. Zice chestia asta, grotești, da, pline de haz și nu știu mai ce. Și e primăvară, să ne bucurăm de faptul că e primăvară. Primăvară. Deci primăvară pe fundul, pe fundul propriu, nu, mă rog, primăvara de afară. Era ziua de blagoveștere în anul 59. Așa mi-aduc aminte asta. Vorba discuții. Cum de tu ai răbdat atâta și eu n-am răbdat atâta? Mă zice Carciu, eu am răbdat pentru că tu mi-ai povestit într-o zi că ai citit o carte, un nemț a cerut Fischer, parcă văd și acum când am citit-o, și în care povestea că tovarășul Stalin era într-o închisoare la Tbilisi și nu știu ce s-a certat cu un gardian, a zvârlit lăturile pe el și represiunile care au urmat au fost următoarele. Zice, el stătea în pat și citea Biblia. A venit ofițerul de serviciu și cu trupa de acolo cum da. Și a spus, pentru asta primește 100 de gârbace pe spinare. Și cum era bătaia în timpul țarismului, te lega cu mâinile așa, aici era o pușcă, de pușcă trăgea un soldat și mergea printre două rânduri de soldați care fiecare avea o joardă, o bâtă. Și fiecare te lovea când trecea acolo. Astea fiind 100. Și zice scriitoarea, zice, mă, nu știu că o fi fost adevărat sau nu, dar pe Calciu l-a impresionat povestea și pe mine. Zice, a trecut prin tot șirul ăsta de pedepsitori, a luat 100 de gârbace și cu aceeași liniște s-a întors în celulă unde și-a continuat lectura Bibliei pe care o citea. Păi dacă Stalin a ținut la 100 de gorbace, să nu țin eu la nu știu cât. E, dar uite, cu toate astea, n-a ținut decât până la 13, eu până la 8. Alții deloc, alții leșinau, alții au fost și cazuri când au murit. Fiindcă erau și bătrâni, și tineri, și de tot felul. Omul este o cantitate finită de disponibilități. Deci, e un fenomen care se petrece acolo, și care ulterior comentat, discutat, rememorat, în sfârșit, duce la niște, mă rog, concluzii sau evidențe pentru cel în ăsta foarte interesant, nu? Uite că și eu mi-aduc aminte de ăsta, că și eu, ce pot să spun, nu mai acuz pe nimeni, de ce am trecut prin toate da. Chestiile astea? Cauza care e, nici trebuie... De ce? Care e sensul, rostul? E ca la Socrate, să întrebăm pe Dumnezeu, că El știe toate. Dar până atunci am spuneam, probabil pentru păcatele noastre. Dar dacă sunt pentru păcatele noastre, cum să simt că lăi ăștia mai poți să mai acuzi pe ei, să-ți fie ciudă pe ei? Nu. Da. Dar, într-adevăr, ziceam că nu. Dar ți-aduce aminte când la anchetă de pildă cu asta, bă, vă omorâm, vă facem, vă dregem și tot noi o să scriem istoria după aceea. Și o scriem cum vrem noi. Noi suntem cei care am câștigat. E, chestia asta te înfurie. Ce dracu, uite, eu mă rabd chestia asta și el și spune pentru după nimic, aceea. Da. Mă rog, pentru nimic sau pentru ceva nu este. Dar asta se laudă că el va spune istoria. Da. Și asta te face să zici, aoleo, fiu, nu scap eu de aici, să-i arat și lui. Că și asta spunea. Bun, eu pentru ale mele am ținut 8, dar să te văd pe tine pus în situația respectivă, tu cât ai fi ținut? Bine, poți să spui că nu făceai contravenția pentru care să fii pedepsit, dar puteai să fii pedepsit și pentru nimic sau pentru o contravenție involuntară, nu? Că de pildă, iată așa mi-aduc aminte din perioada Jilava și noastră, când eram mai mulți la un loc, nu ca Vorle, unde ne băgase după chestia cu Ungaria, vine gardianul la ușă și chestia ce avea o țidulă. Gardienii erau săraci oameni luați de la oi, de la câmp, puși să păzească bandiții. Bandiții.
Care te știi, care te crezi că te cheamă, așa cum scrie la mine pe bilet, da, să ieși afară. Fii atent, că așa era. Care te, care știi? Te crezi? Care te știi, știi, care te crezi că te cheamă, așa cum scrie la mine pe bilet și eu nu pot citi, că era un nume din ăsta, să ieși afară. Și el nu poate citi. Da, pentru că era de pildă. Heckenzerner Adalbert, scris de un alt gardian. Cum să-l citească? Bietul om venit de la... Da. Sau Metzger Görner Rudolf. Cum să-l citească? Și unul dintre noi, cei care eram în cameră, atunci eram mulți, 80 într-o cameră, mă rog, așa, foarte restrânsă, era o atmosferă, muream de propria noastră putoare, cum să zic, și sudoarea curgea și nu știu. Dar unul dintre cei, bă, care aveți nume străine, când am auzit asta, ieșiți afară, că zice, ăștia ne omoară în bătaie, că e, trebuia să primească și ăștia ceva bâte la fund, ca să, nu? Sau vestitul Maromet, care cu Jumanca, părintele socialismului, discuta acolo, zice, Jumanca, bă, era bâlbâit Maromet. Maromet, care era, la origine, era servitor la primăria de Verde și deodată a fost făcut colonel. Asta înseamnă grozav lucru. Cine l-a mai fi făcut? Poate în timpul lui Napoleon s-a mai întâmplat așa, dar Maromet se bucura de chestia asta și era și bâlbâit. Și avea și nevoia de a povesti și de a avea discuții cu, în cazul ăsta, cu Jumanca. Jumanca. Jumanca fusese prins că s-a uitat pe fereastră și erau făcuse o contravenție. Și Maromet intrase cu trupa lui de gardieni, îl scoate pe bietul Jumanca, de prinde așa de piept, parcă era, avea păr pe piept, trece jos Jumanca și hai afară. Scoate afară în fața secției întâi acolo și conjurat de gealații lui, fiecare avea câte o bâtă în mână așa ca o coadă de mătură sau o coadă de sapă. Și Maromet zice, Jumanca, ce ziceam? Noi. Că totul se rezolvă prin revoluție. Nu e adevărat, zicea Jumanca, totul se rezolvă prin evoluție. Jumanca, a venit știința omenirii și ridică bâta în sus, să vă arate că totul se rezolvă prin revoluție. Și a făcut un semn lor, așa a început să-l ciomăgească. Sub ciomăgeală, Jumanca striga așa, asta e chestia antologică, o povestesc mulți în închisoare. Da, domnule colonel sau ce era, da, domnule director, aveți dreptate. Totul se rezolvă prin revoluție. De data asta și... Da. Masă. La care Maromet oprea bătaia și zice, nu eu, Jumanca, știința omenirii, bâta. Ei, de la bâta lui Maromet până la spusa lui Lenin că revoluția se face, da, ca omletă, nu se face cu fără ouă sparte. Da. Istoric, faptic, social, lucrurile, uite cum s-au întâmplat de la chestia asta. Totul se rezolvă prin revoluție și știința omenirii, atestate de știința omenirii, care era bâta. De ce credeți că la Guantanamo ăia se inspiră din ce a fost aici la Pitești? Sau de ce credeți că la Guantanamo, sau în declarațiile astea, că în România au fost niște centre unde au fost anchetați musulmanii aduși aici, ăștia noștri aveau experiență, aveau Pitești, aveau experiența din anchete pe care am avut noi. Așa poți să scoți din om ceea ce nici nu crezi că există. Sigur că aici, de multe ori, oamenii începe să fantezieze. Să, mă rog, și imagineze, să găsească o scăpare și imagina ceva, povestea. S-au făcut așa comploturi ca să poată fi ulterior ăsta, înregistrate juridic pentru procese, că te miri, domnule, cum au putut oamenii să declare astfel de lucruri? A, uite cum se declară astfel de lucruri. La unii cu bâta, la alții cu
cu șantajul, la alții cu... Sunt felulite metode. Asta ceea ce privește cunoașterea ca fenomen și obligațiile de a scoate ceva din străfundurile noastre. Da. Astea date, de pildă, care erau interesante din punct de vedere socio-istoric. Dar, pe urmă, omul când se gândește și se regândește pe sine, neavând posibilitatea să comunice cu cei din jur, că a fost și singur, și când te gândești că îți revizuiezi și tu și te miri de ce scoți și găsești în tine cu ocazia unei, cum a fost și asta, zic, pedeapsa la moarte. Da. Asta îți dezvăluie niște străfunduri de niște, dar unde au fost astea în mine? Și astăzi psihologia vorbește despre dezvoltare personală. E cum să zic, atât de subție acest termen în raport cu experiența dumneavoastră. Da. Ne-am mai acum, uia că îți facem bilanțul de sfârșit de viață și de nu știu ce, la ce a folosit asta? La o cunoaștere. O cunoaștere pe care altfel n-aș fi avut-o și pe care nu pot avea mulți oameni decât să zicem că comunic. Eu și îți spun, uite, stă așa, așa. Dar una e ce auzi tu ca ăsta și alta e ceea ce ai și trăit sau ai putea să trăiești în urma lucrurilor întâmplate și povestite de mine, cel care am trecut pe acolo, sau de un altul care în alte circunstanțe, cu alți oameni și în altă experiență, supus la cine știe ce, se trezește cu conștiința îmbogățită de experiența respectivă, dacă reușește să supraviețuiască. Dacă reușește să supraviețuiască. Și singur, îți dai seama că foarte greu reușești să faci câte o trecere prin astfel de chestii fără să nu disperi. Și când disperi, ceri ajutorul. Doamne, nu mai pot! Deci, ați avut o serie de momente. Da, de obicei astea, când îmi pierd răbdarea și nu mai pot, înseamnă că e spre sfârșitul și nu vine după aia scăparea, da? Nu momentan, ci nu la cererea. Da. Deși de multe ori zici, revăzându-te, Doamne, de ce m-ai ascultat atunci când te-am rugat? Fă, Doamne, numai acum pe voia mea, după aia tot pe voia ta. Da. Și Dumnezeu a făcut pe voia mea. Ca după ani de zile să-mi zic, vai, Doamne, de ce m-ai ascultat atunci? Și-a făcut pe voia mea și după... Sunt fapte, cum să zic, în ceea ce mă privește pe mine cu astea, sunt trăite. Ați înălțat rugăciuni, ați fost ascultat și apoi v-ați acuzat? Și cu chestia asta, Doamne, nu mă acu pe voia mea, după aia tot pe voia ta. Și după ani și ani, mă zic, mamă, ce prostie că m-a ascultat Dumnezeu atunci. Să lași voia Domnului. Mai spun și teoret și faptic de ce am făcut chestia asta. Chiar vreau să vă întreb. A, nu. Nu pot, că sunt chestii, mi-e rușine. Știi? Da. Dar am zis, Doamne, dar cum m-ai ascultat atunci? Da. Că-s prost. Da-s prost, da. Asta recunosc eu așa în sinea mea sau nu recunosc nici în sinea mea. Sau în orice caz, dacă recunosc, sunt mai puțin prost decât altul. Sau... Sunt prost, cum se spune la noi ardeleni. Noi ardeleni suntem proști, dar statornici. Proști, dar statornici. Da, că nu mai e ce spune, nu știu. Spre deosebire de olteni care sunt argint viu, nu? De unde atâta? Mă rog, din făcut, așa s-a făcut ei și noi suntem făcuți. Ne-am Marcel, v-ați întâlnit, ați avut întâlniri importante cu această experiență. Ați vorbit de prietenul dumneavoastră, da. Părintele Calciu Dumitrasa. Da, și bun. E un destin paulinic incredibil. Da. Mă rog, Sfântul Apostol Pavel a fost prigonitor de creștini. Calciu Săracu n-a fost prigonitor de creștini, dar a fost un om care în experimentul Pitești a cedat la un moment dat și a avut de optat. Îi bați și tu pe ceilalți sau te ocupi, că ești mai deștept, cu strângerea de informații și ne le livrezi nouă. Și el a optat pentru chestia asta. Da. De-aia, zice, Calciu a căzut la Pitești. Dar câți n-au căzut și câți n-au rămas? Hai de capul. Și cât ce generozitate le vocați. Și după aceea,
De asta spun, teoria asta, sunt mari, da, chiar ticăloși sau, mă rog, cu destine paulinice, cum să zic. Dacă e mare căderea, s-ar putea să fie și mare înălțarea, da, pe aceeași măsură, cum a fost la Calciu. Calciu, Oprișan, sunt oameni care, de-aia în mișcarea legionară, gama existențială este, sau, mă rog, statutul, găsește în registrul ăsta de la sfinți până la tâlhari. E cea mai completă gamă de actanți istorici. O imagine a totalității. Da. Absolut. Bine, sigur, ia că ți-am povestit și de Mihalache, de Pirș, din celelalte partide. Nu? Îl vezi pe unul, într-adevăr, că e ateu, că ajunge să fie martir, că moare ca martir. Pe alții îl vezi cedând în ultima instanță. Nu? Da. De ce cedează în ultima instanță? Povestea cu Mihalache, cum au venit la el. Da, Sadoveanu, Titel Petrescu, anchetator și... numai să semneze că renunță la tot idealul lui, așa cum, da, a fost el, da, la Topoloveni. Și a zis nu, până când nu iese ultimul deținut din închisoare. Și n-a ieșit, el a murit la Râmnicu Sărat și a rămas povestea despre el. Ați vorbit de Țuțea, a fost o întâlnire importantă. Bun, în general, din toată povestea, da, asta, de 13 ani, da, de zile pe care am făcut și cu, mă rog, toate trecerile prin toate pușcăriile astea românești, trebuie un lucru pe care nu îl regret, pentru că n-aș fi putut avea o astfel de cunoaștere, da, a vieții, a lumii și a istoriei decât cunoscând oamenii ăștia. Închipuiți-vă că am cunoscut floarea intelectualității române interbelice. Unde îl mai găsești pe Unțuțe, unde îl mai găsești pe Vulcănescu, unde îl mai găsești? Oameni care au trăit și au murit în timpul experienței. Nu e vorba de Țuțea, că Țuțea a supraviețuit. Nu? Ați putut efectiv să aveți un dialog de maestru-discipol acolo? Nu e de maestru-discipol, că de-aia vreau să spun. Așa. Nea Petreche. Bă! Îi zice, da, sunt mai mare decât tine, zici Nea Petreache, nu știu ce, da, ești fratele meu. Bine, zic, atunci pot și eu să vă zic, ce să vă zic? Mă, eu am dreptul să te facă, dacă pentru mine, zice, tu vei fi, nu știu ce, vei fi mare specialist sau scriitor, eu te pot face și tâmpit, te fac și genial, că ești prietenul meu, te fac tâmpit așa între noi doi. Și atunci zic eu, da, eu... Nea Petreache, zic, eu vă pot face. Ei, nu ți-e rușine? Eu, personalitate, n-am întâlnit un om, înconjurând lumea, n-am întâlnit un om de amploarea și de complexitatea bătrânului ăstuia, care a fost Nea Petrică Țuțea. Păi mergeam cu el la scriitor, mâncam, nu se sătura. Era un tip mare, de 1,90 m, și grozav. Și când treceam prin Piața Amzei pe acolo, zice, hai să intrăm aici, că sunt niște fete, se vindea la o cantină de-asta, un big beer pentru vizitii. Zic, hai să mergem și să mâncăm niște fasole. Zic, mergem, mâncăm niște fasole. Și el avea un palton mare și avea buzunarele desfăcute și ne dădeau alea pâine. Și el mergea ca cu o rochiță, că seara mâncam pâine, nu, mă rog. Și mâncam pâine și filozofam, știi? Bă, ți-aduce aminte de ăla sau de ăla, știi ce a zis, ce a făcut și de... Da. Bun, dar zic, no, bun, te-ai săturat de fasole? Mă, zice, nu m-am săturat, dar trebuie să ieșim. Zic, de ce Nea Petreache să ieșim acum, dacă așa de bine aici? Mă, zice, fetele astea sunt blajine, sunt ăsta, dar o să ne dea un picior în cur. Zice, să ieșim de aici, ca să dea și la alții ce ne-a dat nouă. Unde un om de ăsta care, mă rog, ce doctorate avea sau ce titulatură, dar care nu contea deloc pentru el, putea vorbi așa. Vorbea cu țiganul, vorbea cu... Păi lua pe câte unul, știi tu ce e adevărul? Era un țigan, mi-aduc aminte. Ăla era răstignit așa și l-a ascultat ce spunea răstignit el. Ascultându-l pe Petre Țuțea. Pe Petre Țuțea, știi? Păi... Asta cu țiganul, să zic, acum ieșisem în libertate, scăpasem de pușcărie după, mă rog, 64, când am scos.
Mergeam de la, pe Victorie și mergeam de la cantina scriitorilor de acolo până acasă și câteodată ne întâlneam cu câte un confrate și zice unul, mă rog, nu spun, domnul Țuțea, zice, ați citit dicționarul meu de idei, zice Țuțea, spune, zice, da, zice, l-am citit, da, zice, să vă fac o observație, zice, știți că ideile nu s-au sediu în dicționar, zice, în empireu. La care s-a supărat domnul și s-a întors spatele și a plecat la gară. Ce elegant ea! A, era și elegant și de multe ori foarte ironic la adresa, mă rog, altă dată, alte povești. Am dat la Atene Palas, că tot supraveghea, ne supraveghea securitatea. La Atene Palas era acolo, mergeam la bar câteodată și Nea Petrache Țuțea era 1 decembrie, vorbea despre Marea Unire. Și după aia chema la securitate, domnul Țuțea, corupt tineretul. Cum corup eu tineretul? Păi dumneata, zice, la Atene Palas ai strâns mai mulți tineri decât strângem noi la ședințele noastre, în sfârșit, în ăsta. Și așa era. Și eram cu tineri acolo, să zicem, într-o zi obișnuită cu Țuțea și cu niște tineri care vedeau scriitori sau știu eu ce, erau curioși să vadă și rămășița asta, ceea ce a fost România odată. Și Nea Nae, chelnerul bătrân, ne aducea cafele și lui Nea Petrache Țuțea îi aducea o cafea mai mare și cu frișcă. Păi ziceam, legea asta, lui aduce o cafea mare, zice, și nouă una, așa mică. E, zice, nu știți cine a fost domnul Țuțea. Zic, cine a fost domnul Țuțea? Zice, uite, ca să știți, acum când avem o masă de-asta diplomatică, zice, după aceea, după ce se termine masa, stăpânirea, zice, ne numără dopurile de sticle de șampanie ca nu cumva să trișăm cu ele, la, să spunem. Că mai mult sau mai puțin. Ce, când era domnul Țuțea în scaunul cel mare, de când era, mă rog, funcționar la Ministerul Economiei Naționale, avea și el întâlnire aici cu fel. Credeți că domnul Țuțea a numărat vreodată dopurile? Îi făceam nota și onora. Domnul Țuțea și dopurile, un alt tablou. Mai, chestii. Bun, și s-a atâtea în sfârșit. Mai avem 10 minute numai. Ce ne mai spuneți, Nea Marcel? Bine, a fost foarte grea asta, povestea asta cu încercările, cu, mă rog, închisori, cu anchete și cu ăsta, dar ulterior, ieșind în libertate și văzând, făcând bilanțul a ceea ce am avut, ce am căpătat, ce am cunoscut, ce a mai rămas din ce am cunoscut, într-adevăr, se poate spune, de către cei care au avut noroc ca să reziste și cât am rezistat eu și alții, este marea întrebare. De cine a ținut Dumnezeu până acum? Da. Că nu vrem putea, ce puțin nici oști. E rugăciunea Sfântului Iisus. Dă-mi, Doamne, Tu, gândul de mărire, nu la, de speranță politică, decât am trecut și prin asta, nu mai există. Și atunci, la ce a folosit toate chestia? La ce a folosit, da. Nea Marcel? Am ajuns la asta, de-aia eu mi-am intitulat cartea. Cumplite încercări, ce? Doamne. Dar nu mai pus întrebarea, bă, și pe-n carte mai pun, zic, ei, și? Nea Petrache Țuțea tot la astea spune, măi, e un biolog care a scris o carte grozavă, zice, și știi cum se termină? Cum? Zice, e, o să ajungă omenirea să facă și proteină vie. Dar zice, el zice, încheie cu chestia asta, ei și? Ei și, da. Da. Ce rost. Rostul, sensul și rostul sunt importante. În 86 ați luat un premiu al Uniunii Scriitorilor. Da, scris pe, că nu era eu scris pentru carte. Spre 20 de cărți, au fost traduse și în străinătate. Fortul 13, nu? No. Nu.
Spuneți-mi. Am tradus asta, cumplite încercări, Doamne, e o sinteză. Da. Că n-am putut spune totul atunci, la început, la asta. O scrisesem, prima dată am scris-o în nemțește. Eine Reise durch mich selbst. Mă, mi-a controlat-o, mi-a luat-o, în sfârșit, am pierdut-o. Am rescris-o, Călătorie prin mine însumi. Da. După aia mi-a fost luată și chestia asta. Și după aceea am scris, după Revoluție, imediat, că eram prieten cu Modest Moraru și dă-mă, uite, o carte sau manuscris să scriu. Și am scris Fortul 13. Da. Convorbiri de detenție, unde povestesc chestii de-astea. După aia am mai scris una, da. Secretul Fortului. Da, și a... asta unde cu Casimca, cu, da. Mă rog, Calciu, cu moartea, cu, mă rog. După aia am mai scris una până la capăt de drum, Reeducarea de la Iudi. Toate astea sunt puse în această... La început au fost trei volume, toate astea le-am strâns într-un volum, cumplite încercări, Doamne, și care și de ce asta. Da, da. Și acum stau și aștept. Nu? Așteptați. Bun, sigur că întâlnesc foarte mult lume și începe, pe unii interesează, pe alții nu interesează, că nu poți să vorbești. Dacă pe tine te-am întâlnit, acești că te interesează. Ca psiholog, ca ce te-a interesat sau acesta, și îmi place să povestesc, e și un fel de, cum să zic, defulare pe care le fac toate astea sânse. Însă nu le fac cu o intenție de a convinge, de a răsconvinge. Se simte neam acel lucru acesta. E o stare privilegiată pe care o simt, pentru că aveți un echilibru în felul în care vorbiți despre aceste lucruri, e incredibil, incredibil, și o capacitate de a observa. Mă opresc aici, mă gândeam la Ocișor acum. Și apoi la faptul că ați învățat foarte repede să citiți. Părinții dumneavoastră au fost învățători, bunicii, străbunicii, preoți. Da, bun, mă rog. Nu mai avem mult, dar poate terminăm așa cu rădăcinile. Bun, nu mi-a plăcut școala de mic și tata a aplicat asupra mea o educație cu multe contondențe, cum să zic. Nici eu nu m-am astâmpărat, într-adevăr făceam tocmai ce mi se interzicea, aia îmi plăcea să iau asta. Am scris o carte și despre chestia asta, ca un fel de curriculum vitae cât am fost copil. La școală n-aveam ce face, m-a trimis că mă scotea din casă și școala pentru tata, clădirea, o făcuse bunica mea, care a fost ceva mai bogată și a putut ca să rețină învățător. Clădirea au făcuse unica dumneavoastră, da. Clădirea școlii. Și tata a fost primul învățător în sătucul ăsta. Uh-huh. E același sat, e comuna Vața și satul unde a fost și Arsenie Boca. Da, săracu. Dumneavoastră și Arsenie Boca. Și despre... Râdeam că pe copiii ăștia, când am fost profesor, îi aduceam de multe ori vara la Ocișor și povesteam o lună de zile după ce făceam un tur prin țară cu ăsta. Și Adolf, Vasile, Marian, cum îi zice, Răzvan, mă rog, și spunea, bă, zice, nu se știa atunci de Boca, știam noi câțiva care să, dar restul nu știam. Zice, bă, Vața asta a neamurilor, zice, înseamnă ceva. Vața neamurilor. Vața neamurilor, de aici e și bietul Boca, care, mă rog, acolo a prins loc, adună mii de oameni. Dar și tata, ca să ne învețe pe copii, nu mai știa ce să facă, că nu eram ce, eram puțin, 17 în 7 clase cât era, și punea pe mama să facă literele astăzi din cocă de pâine, mâine din mălai, poi mâine ceva prăjitură, și când citeam în abecedar o, nu știam, și zicea tata, bă, ce ai mâncat alaltă? Atunci am mâncat ceva care era așa. Și cum e ceva care se numește, să scrie așa? I! E, asta e, oi, nu? Ce frumos! Sau numerele, când era aritmetica, vai, cum de asta. Dacă m-a întrebat cineva 2 cu 2, cât face 4 cu degete? 1, 2, 3, 4, 4 fac. Dacă m-a întrebat cât face, cu cât 2 face 4, asta nu mai știam să spun. Da, și
la un moment dat îmi aduc aminte, deci sat obișnuit din vârful munților, eram în clasa 1-2 în sfârșit și tata, ca să scape de noi, ca să facă cu celelalte clasă, pe noi ăștia mici ne-a spus, adunați, voi ăștia vă zice, adunați pe tăblițe numerele de la 1 până la 100 și care îmi spune că a terminat, poate să iasă afară și... Și după 10 minute, na, toți noi cu griful pe tăblițe și cu ăsta, 1 cu 2 face 3. Și 3 cu 3 face 6. 6 și cu 4 face... Nu mai știam. E, deci timp de 5 minute, cel mai tentelău din clasă, degenerat mental, parcă a fost, domnul, zice, domn stăr, eu am gătat. Cum ai gătat, mă, zice tata, se întoarce la el. Zice așa, zice, eu am adunat 1 cu 99 și asta face 100. Și tot așa până la jumate, la 50, dar eu nu știu să spun câte. Tata a rămas trăznit. A dat legea de matematică. Și astăzi bietul George trăiește, e cel mai bătrân din sat. Cel mai nătâng, a făcut 7 clase, a luat cu el premiu pe plasă când a terminat. Știa să măsoare o claie, să spună volumul unei clăi de fână, unui butoi, teoria dobânzii. Și asta apropo de etnomatematică. Nea Marcel, s-a gătat și timpul emisiunii. Mulțumesc tare mult. O bucurie, un cadou pentru mine și pentru noi toți. Mulțumesc. Continuăm acasă. Continuăm acasă. Dacă te interesează. Mulțumesc.